Așa cum obișnuim, aș dori să avem pentru început câteva momente în care să facem un fel de sumar, un fel de survol asupra contextului apropiat al pasajului pe care îl avem înaintea noastră. Astăzi aș dori ca împreună să reușim să studiem ultima parte din capitolul 9. Contextul larg al acestui pasaj este despre noul legământ. Despre noul legământ. Vă aduceți aminte în capitolul 8, de la versetul 6 până la final, se vorbește despre promisiunile noului legământ. Uitați cum prezintă autorul lucrul acesta, dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât, este, cu cât legământul al cărui mijlocitor este el, e mai bun căci, și explică, de ce e mai bun noul legământ. Căci este așezat sau bazat, întemeiat pe făgăduințe sau promisiuni mai bune. Și apoi începe să citeze la propriu promisiunile noului legământ. Da? El spune, noul legământ e mai bun, fiindcă are la bază promisiuni mai bune. Și prezintă promisiunile. Capitolul 9, până la final sunt prezentate promisiunile, capitolul 8. Capitolul 9 ne prezintă prototipul noului legământ. Prototipul a fost vechiul legământ, da? Și avem de la versetul 1 la versetul 10, la versetul 1 la versetul 10, descrise toate cele slujbe, ritualuri, descris sanctuarul din vechiul legământ, cortul, cum era împărțit și așa mai departe. Acolo Dumnezeu arăta anumite lucruri despre ceea ce avea să fie făcut în nou legământ. Deci avem în capitolul promisiunile noului legământ, în capitolul 9, primele 10 versete, prototipul noului legământ, care este vechiul legământ. Apoi am văzut de la versetul 11 la versetul 15 marele privilegiu al noului legământ, care constă în, într-o răscumpărare veșnică, într-o curățire de păcate, în curățirea conștiinței, în iertarea păcatelor, într-un cuvânt, în iertarea păcatelor. Acesta este marele privilegiu pe care l-a adus Domnul Iisus Hristos, Iertare păcate, făcută o iertare a păcatelor făcută o dată pentru totdeauna. Iar în această dimineață ne vom uita la felul în care a fost inaugurat, consacrat, instituit, produs noul legământ. Puteți să alegeți ce cuvânt vreți dumneavoastră, dar în esență de la versetul 16 până la versetul 28 ni se vorbește despre felul în care a fost inaugurat noul legământ. Acum, dacă ar fi să înțelegeți mai ușor capitolul 9, el este constituit din două părți. Prima parte până la versetul. Asta e un alt mod de a prezenta, poate mai larg capitolul 9, mai ușor de înțeles. Două părți. La versetul 1, la versetul 15, ni se vorbește despre uh, uh, rezultatele fiecărui legământ. Că capitolul nou este pus de două ori în oglindă. Vechiul legământ cu nouă legământ. Da? Primele 15 versete ne pune în oglindă vechiul legământ cu nouă legământ din punctul acesta de vedere al rezultatelor, al produsului, al consecințelor. Uitați, de exemplu, cum îi prezenta lucrul acesta vechiul legământ. Zice versetul 8. Prin aceasta Duhul Sfânt arăta că drumul locul prea sfânt nu era deschis. Asta ți-a adus vechiul legământ. Nu aveai acces în prezența lui Dumnezeu. Sau, de exemplu, în versetul 10, ele sunt doar niște porunci pământești, date ca cele privitoate la mâncăruri, la mâncăruri, băuturi și felurite spălături, până la o vreme de îndreptare. Asta s-a adus vechiul legământ. Vechiul legământ s-a adus doar niște umbre. Da? Doar niște umbre. Ți-a arătat că nu poți intra încă în prezența lui Dumnezeu. Ți-a arătat că nu ai acces în prezența manifestată a lui Dumnezeu. La versetul 11, la versetul 15, punem în, în oglindă nou legământ, și introduce lucrul acesta, comparația, contrastul acesta în versetul 11, că zice, dar Hristos, deci dacă vechiul legământ n-a putut să facă asta, a fost numai niște umbre, dar Hristos a reușit să facă ce nu s-a făcut în vechiul legământ, da? Este pus în oglindă. Este pus în oglindă din punct de vedere al consecințelor. A doua parte a capitolului, din nou se pune în oglindă vechiul legământ cu noul legământ, în ce privește consacrarea acestor legăminte sau inaugurarea acestor legăminte. Zice, versetul 16. În adevăr, acolo unde este un testament, trebuia neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut. Și descrie vechiul legământ. Versetul 18. de aceea și întâiul legământ n-a fost sfințit fără sânge. Și descrie cum a fost inaugurat vechiul legământ. Și din nou pune în contrast vechiul legământ cu nouul legământ în versetul 23. Dar, da? Exact ca mai înainte, cum a spus, vechiul legământ a adus asta, dar Hristos a adus asta. Aici spune, vechiul legământ a fost inaugurat cu sânge, dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, adică vechiul legământ, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jefe mai bune decât acestea. Pe scurt, îți două părți în capitolul 9, o parte care vorbește despre consecințele legămintelor, și o parte care vorbește despre consacrarea acestor legăminte. Ambele părți prezintă cele două legăminte puse față în față. Noi ne uităm în această dimineață la versetul 16 la versetul 28 felul în care a fost produs sau instaurat sau consacrat nou legământ. Da? Ce temelie există pentru jerfa Domnului Iisus Hristos și beneficiile pe care această jerfă ni le aduce? Ce temelie legale există? Și răspunsul pe care ne-l dă pasajul este că există un legământ pe care se bazează jertfa Domnului Iisus Hristos. Este un legământ. Da? Haideți să intrăm în studiu. Versetul 16 și 17 ne prezintă un principiu pe care îl observăm în viața de fiecare zi și care ne ajută să înțelegem cum a fost instaurat legământul cel nou. Ia auziți, foarte simplu de înțeles. În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut. De ce? Păi dacă tata îți lasă în testament scris că îți dă nu și avere, tu nu o să beneficiezi de lucrurile alea scrise în testament, decât după ce tata a murit. De asta când citești în pilda fiului risipitor că îi zice tată, dă-mi partea de avere, îi Așa mai ultenește spus, vedea-te-aș mort. Știi? Cam asta au fost. De ce? Pentru că el știa că, sau așa era normal, ca să beneficiezi de cele scrise date în testament după moartea celui ce a făcut. E foarte simplu de înțeles. Autorul ne prezintă o situație reală de fiecare zi pentru a înțelege o realitate, de fapt cea mai importantă realitate din acest univers. Și anume, iertarea păcatelor primită prin jertfa Domnului Isus Hristos. Versetul 17 îi sprică lucrul acesta pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte. N-are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. Tu poți să te fruturi testamentul cât vrei tu până nu a murit cel care a făcut testamentul și în care scrie după moartea mea asta îi revine lui Cutărescu, testamentul ăla nu are niciun fel de uh, aplicabilitate practică, reală, da? Pentru, uh, pentru tine. Bun după ce ne prezintă principiul acestui testament, autorul putea foarte bine să se ducă direct la nouă legământ. Vedeți? După cum cineva îți lasă niște promisiuni într-un testament și tu beneficiezi de ele doar după moartea acelui om, la fel Domnul Iisus ne-a dat sau noi avem niște promisiuni în nouă legământ, iar noi nu le primim decât când moare Domnul Iisus Hristos. Simplu, nu? Autorul nu face asta, ne prezintă principiul și după ce ne prezintă principiul, ne prezintă prototipul vechiului legământ și ne arată că înainte de a fi instaurat nou legământ, adică înainte ca Domnul Isus să respecte principiul acesta, Dumnezeu ne-a prevestit nou legământ prin vechiul legământ, arătând că vechiul legământ s-a încadrat exact în același principiu. Și uitați cum s-a întâmplat lucrul acesta. Versetul 18 până la versetul 22 ne prezintă cum a fost prefigurat noul legământ sau prototipul noului legământ. Întotdeauna când folosesc cuvântul prototip sau îl folosim, ne referim la vechiul legământ, la rituarurile din vechiul legământ. Da? De aceea, versetul 18 ne indică din nou principiul acesta și întâiul legământ, adică la fel cum s-a întâmplat cu al doilea legământ, cu noul legământ, și întâiul legământ, n-a fost sfințit fără sânge. Vreau să înțelegeți termenul sfințit din versetul 18 și de aici înainte nu se referă în sensul pe care noi îl aplicăm de obicei când spunem Doamne Sfințește-mă. Când, când spui Doamne Sfințește-mă, tu te referi la o curățire leuntrică, nu? Doamne Sfințește-mintea. La ce te referi? Ca Dumnezeu să te elibereze de gânduri rele, negative, păcătoase. Când spui Doamne sfințește în sufletul la fel te referi, da? Sensul termenului de aici nu este de a curăți. N-avea ce să curățească legământul, da? Aici vorbim de ceva legal. Alături sunt lucruri care poartă un fel de încărcătură morală. Da? Legământul nu a făcut un păcat ca să aibă nevoie de sfințit. Înțelegeți la ce se referă? Se referă, cuvântul sfințit de aici, e foarte important să țineți minte lucrul acesta, că trebuie aplicat mai jos. Cuvântul sfințit se referă la a consacra, la a pune în vigoare, la a inaugura, la a face ceva valabil. La asta se referă cuvântul sfințit. Bun. Deci ne prezintă, ne indică principiul. Și întâi legământul a fost sfințit fără sânge și apoi ne arată cum a fost implementat acest principiu al consacrării. Versetul 19. Sunt două etape uh, prin care Dumnezeu, prin Moise, a inaugurat vechiul legământ. Vedem care sunt cele două etape. Versetul 19. Și în adevăr, într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod, toate poruncile legii. Asta a fost prima parte. S-a citit legea. De ce s-a citit legea la inaugurarea vechiului legământ? Păi s-a citit legea pentru că pe baza acestei legi inaugura Dumnezeu uh, vechiul legământ. Într-un fel s-a într citit Constituția. Da? Astăzi se uh, face Marea Unire pe baza unei Constituții, unui, un, unei, unui testament, pe baza unui document legal. Da? Să știm în ce fel o să funcționeze de azi înainte statul ăsta. Păi eu să funcționeze pe baza acestei Constituții. Sunteți de acord? Da. Bun. S-a inaugurat, s-a instituit uh, statul, da? Exact așa s-a întâmplat cu vechiul legământ. Dumnezeu a scos un popor din Egipt, voi sunteți poporul meu. Dacă să fiți poporul meu, vă pun înainte o Constituție pe care voi trebuie să o respectați. Eu îmi voi respecta partea mea din legământ, dacă voi vă respectați partea voastră din legământ. Sunteți de acord? Da. Bun să pune în aplicare legământul. Asta a făcut Dumnezeu. Întâi s-a citit legământul. Și vă aduceți aminte, în capitolul 8 exact așa se întâmplă. Autorul ne prezintă promisiunile, Constituția noului legământ și această Constituția noului legământ a fost ratificată prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Întotdeauna lucrurile au funcționat așa. Se citește, se citește legea. Această lege punea în fața evreilor care sunt condițiile legământului dacă citiți în Vechiul Testament să-i vedeți pe evrei cum reacționează la citirea legii, îți dai seama că oamenii habar n-aveau ce spun. Da, vom face, vom împlini toate poruncile legii. Și habar n-aveau că legea a fost intenționată de Dumnezeu să le arate sfințenia lui Dumnezeu, să arate cerințele sfinte ale lui Dumnezeu și în mod necesar păcătoșenia lor, falimentul lor și neputința lor. Și neputința lor. Inconștient s-au strigat cu toți într-un glas, că au văzut bine cuvântările vechiului legământ. Da! Vrem! Super! Țară, prosperitate, binecuvântare, cei mai tari din lume. Sigur că vrem lucrul acesta. Vom face tot ce a spus Domnul. A fost o declarație cu gura, s-au legat cu gura lor că vor face lucrurile acelea. De aceea Dumnezeu a citit, a citit, a pus pe Moise să citească această lege. Dacă punem în paralel cu nouul legământ vedem o diferență foarte mare. O diferență foarte mare. Dumnezeu nu ne pune pe noi cu care se încheie, dar noi care suntem beneficiari în noul legământ să ne spune. Vom face lucrul ăsta. Noi ne vom sfiți. Noi vom pune frica de Dumnezeu în noi ca să nu ne depărtăm de El. Noi ne vom, da, ne vom scoate inima de piatră și ne vom da o inimă de carne. Noi ne vom tăia împrejur inimile. Nu vom mai fi ca vechea evrei, nenorociță, ticăloșii care au călcat în picioare legământul lui Dumnezeu. Nu e așa. În nou legământ Dumnezeu spune. Da? Vă aduceți să aminte. Vin zile în care voi face un nou legământ și iată legământul. Voi pune legile mele cine? Dumnezeu. Voi scrie legile acelea în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor. Nu vor mai învăța pe fiecare zicând că și toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare uh, dintre ei, pentru că le voi ierta nelegiurile și nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Este doar un text. Din, alte, din multe texte în care se prezintă aceste promisiuni ale noului legământ. Cu alte cuvinte, Dumnezeu se leagă pe sine că El va împlini condițiile legământului. Aceasta este o diferență fundamentală între noul legământ și vechiul legământ. Să spui astăzi, după 2000 de ani, după ce ai înțeles și ai văzut falimentul poporului evreu de a respecta condițiile vechiului legământ, că Dumnezeu și astăzi. Ne pune în față ca, la vechiul, ca în vechiul legământ, bisericii pune în față, uite care sunt condițiile noului legământ, dacă sunteți sfinți, dacă ascultați, dacă păziți poruncile Domnului, dacă faceți toate astea, da, așa, Dumnezeu își respectă și el partea de legământ și uite ce frumos e noul legământ. Cu ce e diferit de vechiul? Că nou legământ aduce o încărcătură spirituală mult mai mare decât în vechiul legământ. Citiți explicarea legii dată de Domnul Iisus Hristos și spuneți în dumneavoastră dacă este o povară mai mare sau mai mică decât în vechiul legământ. Mult mai mare! Imposibil de respectat! Mergi pe stradă, trăiești în ticăloșia lumii acesteia, uită-te la, la, toate mizele care dă lumea asta și nu păcătui cu ochii tăi și cu mintea ta. Dă-i se văd. Imposibil! Numai una dacă o iei. Nu pe toate. Una singură. Este imposibil de respectat. Este altfel. Este fundamental diferit ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Și dacă citiți la cina cea de taimă când se inaugurează noul legământ, Domnul Iisus Hristos nu ne spune. Bă, bă, vă mințele în cap. Voi înțelegeți ce fac eu aici. Sunteți gata să respectați condițiile noului legământ? Domnul Iisus Hristos știa că după inaugurarea noului legământ, toți ticăloși ăștia o să se lepede de el. Și totuși, toți aceștia, în afară de Iuda, care s-a dus după cum era scris, toți aceștia au fost recuperați. Eu m-am rugat pentru credința ta ca ea să nu se piardă. Da? Pentru că există o diferență fundamentală între modul în care Dumnezeu a lucrat în vechiul legământ și în nou legământ. Deci se citește legea și apoi se consacră legământul. Cum se consacră legământul? Legământul cel vechi se consacră în două moduri. Într-un mod vizibil și într-un mod verbal. Vizibil, spunea, a luat sânge de viței și de țapi cu apă, lână, stacojie și isop, a stropit cartea și tot norodul. Observați că sunt două elemente care... De fapt, un lucru foarte interesant pe care îl observați este că Dumnezeu poruncește să se stropească cartea și norodul. Foarte interesant că se stropește cartea și norodul. Cartea reprezintă pe Dumnezeu, da? Cartea legii. Cerințele lui Dumnezeu. Sfințenia lui Dumnezeu, da? Condițiile pe care le pune Dumnezeu. Cu alte cuvinte, se stropesc ambele părți care sunt cuprinse în acest legământ. Da? ambele părți. Și mesajul care era transmis este că cel care nu respectă condițiile să sfârșească moarte exact cum a fost omorât animalul a cărui sânge s-a stropit pe cele două părți. Da? Atât de gravă era situația. Da? Să moară cel care nu respectă condițiile acestui legământ. Să fie distrus. Să fie blestemat cel care nu respectă condițiile legământului. Dumnezeu și le-a respectat întotdeauna. Fără niciun fel de, uh de discuții sau de dubii da? din partea noastră. În același mod s-a întâmplat cu noul legământ. Dumnezeu, Dumnezeu prin sângele Domnului Isus Hristos validează, ratifică toate promisiunile pe care El ni le-a făcut în noul legământ. Toate promisiunile noului legământ au la bază jertfa Domnului Isus Hristos. Ele nu ne pot fi împlinite decât pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă și la cele două elemente care sunt folosite la consacrarea vecului legământ. A stropit cu apă, cu lână, stacojie și isop și cu sânge. A luat sânge de viței și de țap și apă. Da? Sânge și apă. Aceste două simboluri, cum am spus de mai multe ori și vreau să, le vedeți foarte clar în pasajul acesta, chiar de la inaugurarea vecul legământ, aceste simboluri. Apa și sângele sunt păstrate peste tot în Scriptură. Nu sunt, nu sunt alte simboluri pe care Dumnezeu le-a păstrat, da? Apa și sângele, apa și sângele le vedem prezente la moartea Domnului Isus Hristos. Și nu una adins evangeliști menționează lucrul acesta decât ca să arate că acesta este modul în care era confirmată moartea. A curs apă și a sânge. Dovadă că jertfa Domnului Isus Hristos a fost adusă. Acesta este modul vizibil în care nouă ni s-a arătat jertfa Domnului Isus Hristos și acest mod vizibil este păstrat în continuare în nou legământ prin faptul că noi suntem stropiți cu sângele Domnului Isus Hristos ca să fim iertați de păcatele noastre și suntem îmbăiați prin spălarea nașterii din nou. Sânge și apă. Sânge și apă. Și apoi există pe lângă confirmarea asta, vizibilă, o confirmare verbală. Când Moise strigă și spune, acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. Vă aduceți aminte de un alt pasaj care seamnă cu asta? Acesta este sângele legământului. Asta se spune la vechi, în vechiul legământ, care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. Și Lucrul acesta îl face Domnul Iisus Hristos. Există o confirmare vizibilă, da, pâinea și vinul de la masa Domnului, la frângerea pâinii, și există o confirmare verbală când Domnul Iisus Hristos spune: acest pahar este legământul cel nou, da? Este sângele legământului cel nou care se varsă pentru voi spre iertarea uh, păcatelor. Dar apoi mai există un aspect foarte interesant aici, pe lângă citirea legii, pe lângă consacrarea legământului prin acea sânge și apa care a fost stropit pe carte și pe norod, există și o curățire a locașului. Versetul 21 spune, de asemenea, a stropit cu sânge cortul și toate vasele uh, pentru slujbă. Și cred că motivul pentru care a făcut lucrul acesta este pentru că consacră cadrul acela în care urmau să se aducă jertfele. Cadrul în care urma să, se să fie toată închinarea, toată slujirea preoțească pentru a arăta că tot ceea ce fac oamenii aceia este primit de Dumnezeu doar în baza jertfelor. Noi suntem acum cortul lui Dumnezeu sau casa lui Dumnezeu, noi suntem adunarea lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, în care se aduce slujire, în care se aduce închinare înaintea lui Dumnezeu, închinare și slujire care nu este primită de Dumnezeu decât în baza jertfei Domnului nostru Isus Hristos. Este exact același lucru, este o oglindă fantastică în vechiul legământ, în cortul întâlnirii, chiar și la acest moment decisiv la consacrarea vechiului legământ care arată felul în care funcționează și lucrurile în nou legământ. Și după lege, versetul 22, aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Da, acesta este mesajul clar care se transmitea chiar de la inaugurarea vechiului legământ. Că iertarea păcatelor, că slujirea, că închinarea nu există decât în baza jertfelor în baza sângelui vărsat. Ăsta este lucru pe care Dumnezeu l-a transmis, da? Am văzut principiul, versetul 16 și 17, prototipul, aplicarea acestui principiu în vechiul legământ, cum a făcut Dumnezeu uh, lucrul acesta, și haideți să vedem de la versetul 23, cum a fost aplicat acest principiu, nu doar în vechiul legământ, ci în noul legământ, da? Și lucrul acesta ne privește uh, în mod special pe noi. Zice, aici, deoarece chipurile. Le lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta. Curățirea despre care se vorbește aici, din nou, este o curățire ceremonială, da? Este o consacrare. Că lucrurile alea nu erau, nu purtau o, cum am spus, nu purtau o murdărie spirituală sau morală, pentru că erau lucruri fizice, da? Este vorba de o consacrare ceremonială. Și când spun aici că erau chipuri acelea, sau icoane, care închipuiau ceva pentru viitor, este clar că Dumnezeu de la bun început a intenționat ca lucrurile acelea să înceteze la un moment dat. Da? Ele sunt doar niște chipuri. Sunt niște lucruri care arătau spre viitor. Da? Erau chipuri ale lucrurilor care sunt auziți în ceruri. Care erau în ceruri. Da? Și pentru că ele au trebuit curățite, spune autorul, și cele cerești au trebuit uh, curățite. Este o dezbatere foarte mare pe, chestii, pe versetul 23. Pentru că se pune întrebarea în ce fel lucrurile cerești trebuie să fie curățite. În ce fel ar putea să existe o poluare spirituală sau morală în cer și Dumnezeu să poată sta acolo? În ce fel ar putea permite Dumnezeu lucrul acesta? Însă clarificarea se face dacă înțelegem sensul termenilor pe care, care sunt folosiți de autor aici. Dacă sensul termenului sfințit de la început înseamnă consacrat și în versetul 23 sensul termenului curățit se referă tot la consacrare ceremonială, că lucrurile alea fizice nu puteau să fie curățite în alt sens, la fel curățirea despre care se vorbește aici în versetul 23, în partea a doua, adică curățirea lucrurilor cerești, se referă tot la o consacrare a lucrurilor cerești, a cerului, a locului în care Domnul Iisus Hristos urma să facă lucrarea de mijlocire, lucrarea lui de slujitor de mijlocire pentru noi. El a intrat cu sângele lui sau cu dovada jerfei sale în ceruri și a consacrat cerul sau a consacrat locul prezenței lui Dumnezeu ca loc în care el urma să mijlocească pentru păcătoși. Este vorba de o consacrare. De o consacrare a lui Hristos și a lucrării sale de mijlocire pentru noi. Nu este vorba de o curățire a unui loc care era murdar sau un loc care, era, uh, care avea poluare morală sau spirituală. Pentru că locul prezenței lui Dumnezeu nu are așa ceva. Dar Hristos a intrat ca mijlocitor al nostru și a consacrat locul acela, l-a făcut un loc în care el urma să mijlocească pentru păcătoși. Noi avem acum acces, noi păcătoși, în starea noastră în care suntem acum. Sfințiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos, dar păcătoși în natura noastră și prin multe lucruri pe care le facem. Noi avem acces în prezența lui Dumnezeu. Întrebarea este cum? Că Dumnezeu nu primește nimic păcătos în prezența lui. Cum pot eu să intru în prezența lui Dumnezeu astăzi? Că pot! Cum pot să intru eu în locurile cerești? Că pot! Eu sunt acum păcătos! Cum pot să fac lucrul acesta? Prin faptul că Domnul Iisus Hristos cu sângele său a consacrat locul acesta și îl sfințește în mod continuu în baza jertfei pe care el a dus-o odată pentru totdeauna. Și ăsta este lucru pe care îl spune autorul foarte clar aici. Deci Domnul Iisus Hristos a, ne arată pasajul acesta, în primul rând că Domnul Iisus Hristos a consacrat locul, da, l-a consacrat. În al doilea rând ne arată intrarea lui cerească acolo care este scris la versetul 24. Hristos n-a intrat într-un locaj de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaj de închinare. Cred că înțelegem foarte clar lucrul acesta. Iisus nu s-a dus într-un cort, nu s-a dus în templu, ci spune Scriptura aici că a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Observați așadar că locul în care a intrat Domnul Iisus Hristos este chiar Sfânta Sfintelor. Chiar prezența lui Dumnezeu. Zice că a intrat chiar... Auziți formularea, expresia pe care o folosești. A intrat chiar în cer. Adică e o iumire că a făcut lucrul acesta. da. A intrat chiar în cer. A intrat pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Vreau să observați puțin expresiile astea două să medităm puțin la ele. E, prima expresie că a intrat pentru noi, a doua expresie că a intrat înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos... Domnul Iisus Hristos a intrat înaintea lui Dumnezeu arătând foarte clar că problema fundamentală a omului este Dumnezeu. El s-a dus la Dumnezeu să rezolve problema pe care noi am avut-o, da? Problema păcatului nostru este că ea ne pune într-o relație nepotrivită cu Dumnezeu. Ne pune în dușmănie cu Dumnezeu. Iar Hristos s-a dus la cel cu care noi aveam cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă noastră nu este faptul că suntem vinovați datorită păcatului sau că ne simțim noi vinovați datorită păcatului. Că uite ce consecințe ale păcatului există în lumea asta. Câte boli, câte dezastre, ce războaie și așa mai departe. Cred că fiecare dintre noi, dacă am luat o foaie, am putea să scrie multe consecințe ale păcatului. Și uite, Domnul Isus Hristos stă la dreapta Tatălui și se roagă de Tatăl nostru ca să ne mai mângie în suferințele noastre. Să ne scape de păcatele care ne chinuie pe noi și familiile noastre, să rezolve problemele și consecințele păcatului în lumea aceasta, boli, necazuri, tragedii, nici vorbă de așa ceva. Cea mai mare problemă noastră este însuși Dumnezeu. Iar Domnul Iisus Hristos s-a dus să rezolve această problemă înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu. Și spune că a făcut lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu, da? înaintea lui Dumnezeu, pentru noi. Dacă Hristos ne-ar lăsa să dăm față în față ochii cu Dumnezeu, am fi nimiciți pentru totdeauna. Dar El s-a interpus da? între noi și Dumnezeu și a făcut lucrul acesta pentru ei, auziți cum spune, pentru noi. A făcut lucrul acesta pentru aleșii lui, a făcut lucrul acesta pentru cei credincioși, cei care urmau să-și încrederea în Domnul Isus Hristos. Observați cum decurge textul. Când vorbește despre instaurarea noului legământ, pasajul acesta prezinte imperativul consacrării locurilor cerești în versetul 23, dar trebuia să se consacre locul acela ceresc. În al doilea rând ne prezintă în versetul 24 intrarea cerească a Domnului Isus Hristos în cer, înaintea lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, ne arată această ispășire completă pe care a adus-o Domnul Iisus Hristos. La versetul 25. Zice, o prezintă întâi negativ când zice că Iisus a intrat nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși ca marele preot care intră în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este a lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii. Deci superioritatea jertfei Domnului Iisus Hristos este arătată foarte clar prin faptul că el nu s-a adus de mai multe ori jertfă pe sine însuși. Dacă amarele preot. Că dacă ar fi fost așa, zice autorul clar, trebuia să mă oară de mai multe ori, nu? De la întemeierea lumii. Pe când acum la sfârșitul viacurilor, care este sfârșitul viacurilor? Sfârșitul viacurilor nu este sfârșitul lumii. Sfârșitul viacurilor este această perioadă de timp pe care Domnul Isus Hristos a inaugurat-o cu jertfa sa. Este un viac cu totul special, care este numit sfârșitul viacurilor. Este sfârșitul veacurilor datorită jerfei Domnului Isus Hristos. Ăsta este momentul în care s-a arătat. Cum s-a arătat Domnul Isus Hristos? Expresia folosită este foarte importantă. El spune că s-a arătat o singură dată. A făcut lucrul acesta voluntar. Nu l-a obligat nimeni să facă lucrul acesta, da? Venirea sa a fost eficientă pentru că zice că s-a arătat o singură dată. Dacă nu era eficient ce a făcut Domnul Isus Hristos, trebuia să arate de mai multe ori, să vină de mai multe ori pentru lucrarea ispășirii. De aceea este eretică orice idee care prezintă extensii ale ispășirii Domnului Isus Hristos, faze ale ispășirii Domnului Isus Hristos ca în adventism, reprezentări ale ispășirii Domnului Isus Hristos ca în catolicism și ortodoxism, când ei spun în mod real, este necesar să mai vină încă o dată și încă o dată și încă o dată și încă o dată jertfa Domnului Isus Hristos la împărtășanie, da? la taina împărtășaniei, când vine în mod real sângele și trupul Domnului Iisus Hristos acolo, textul spune foarte clar, El s-a arătat o singură dată. Asta ne arată voluntarietatea jertfei lui, eficiența jertfei lui și valoarea infinită a jertfei lui. O singură dată. Nu știu dacă din toate pasajele astea din evrei ar fi o expresie pe care am ține o minte și care rezolvă o grămadă de erezii, de prostii și de erori. Asta ar fi expresia. Hristos, s-a arătat o singură dată. Sau o dată pentru totdeauna. Veți găsi dumneavoastră că expresia asta scurtă, simplă, va fi o foarte mare mângâiere pentru dumneavoastră. O foarte mare încurajare. O temelie tare de nezdruncinat a sufletului nostru atunci când trecem prin încercările vieții, prin ispite, prin păcate, prin falimente și așa mai departe. Cuvântul acesta. O dată pentru totdeauna. Hristos a arătat o singură dată El a vrut să facă lucrul acesta A fost eficient ce a făcut el De asta s-a arătat numai o singură dată ca autorul așa raționează Dom'le, dacă nu era suficient Venea de mai multe ori la întemeierea lumii Dar s-a arătat o singură dată Ceea ce înseamnă că este suficient, da? Și el a făcut lucrul acesta O dată pentru totdeauna Jerfa lui are o valoare infinită Infinită, infinită De ce s-a arătat el? Ne-a arătat momentul? Maniera în care s-a arătat? Și motivul pentru care s-a arătat? Ca să șteargă, foarte interesant că folosește cuvântul păcat la singular, ca să șteargă păcatul. Ați ținut minte ce a spus în versetul anterior, că el s-a arătat pentru noi. Ca să șteargă păcatul pentru cine? Pentru noi. Și nu folosește pluralul păcat, păcate, ci folosește singularul păcat, pentru a vorbi despre toate păcatele care au aceeași doșenie înaintea lui Dumnezeu și a aduc aceeași vinovăție, dacă ai făcut un singur păcat, s-ar fi folosit cuvântul păcat. Că ai făcut un milion de păcate, tot cuvântul păcat se folosește. Da? Tot păcatul nostru, tot păcatul a fost șters prin jerfa Domnului Isus Hristos. Ce siguranță, ce certitudine, ce mulțumire, ce încurajare ar trebui să fie în sufletele noastre. Păcatul a fost șters prin jerfa Domnul Iisus Hristos, da? Mi-a șters păcatul, mi-a șters păcatul. Vreau să observați o expresie în final, care se repete de două ori în pasajul acesta. Versetul 26 vorbește despre ispășirea Domnului Iisus Hristos prin expresia s-a arătat. S-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Nu se referă la întrupare, ci se referă la jertfa Domnului Iisus, da? El n-a păcatul prin întrupare, ci a șters păcatul prin jertfa lui. A fost, acolo a fost climaxul, culminarea da, lucrării sale. S-a arătat o singură dată. Și versetul 21 folosește din nou aceeași expresie când spune se va arăta a doua oară. Deci autorul ne vorbește în locul acesta despre două arătări ale Domnului Isus Hristos. Despre două arătări ale Domnului Isus Hristos. O arătare ispășitoare, da? A șters o dată pentru totdeauna. Și o arătare izbăvitoare. Haideți să Petrecem puțin timp asupra ei. Versetul 27. După cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos. Oamenii, vorbește la uh, modul general, oamenilor le este rânduit, oamenilor au fost excepții, le este rânduit să moară o singură dată. Ce așteaptă pe un om fără Dumnezeu după moarte? Judecata veșnicia, dar înainte de veșnicie, judecata. Nu? Asta așteaptă pe om, la modul general. Și ăsta este un mesaj pe care trebuie să-l transmită biserica foarte clar omului. Omul este rânduit să moară o singură dată și foarte simplu. Iar după aceea vine judecata. Iar după aceea vine judecata. Nu vine după aceea uh, anihilarea, nu vine după aceea somnul, nu vine după aceea purgatoriu, nu vine după aceea vămile, nu vine absolut nimic de la după aceea. Ce simplă e Biblia la un moment dat? A putea să o înțeleagă absolut oricine. Ce clară-i, ce explicită-i. Asta este un mesaj foarte simplu, neapologetic, într-adevăr, pe care trebuie să-l transmite oamenilor din jurul nostru. Vei muri și după aceea vine judecata. Unii ar vrea să treacă prin purgatorii, unii ar vrea să treacă pe lavăm, unii ar vrea să fie ajutați de pomenile altora. Nu. No. Nu o să fie așa. Vine judecata. Asta e oamenii. Dar vreau să vă vorbesc despre un om. Că Scriptura îl pune, în, îl pune în comparație pe acest om cu acești oameni. Zice, la fel cum oamenii mor și vine judecata, tot așa, acest om, adică cine? Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, vedeți, și el a murit. După cum oamenii mor, la fel el a murit, acest om. După cum s-a adus jerfă, din nou aveți această expresie minunată, puneți-o acolo pe suflet, imprimați-o, faceți o... Ascultați-mă, dacă va fi să nebunim vreo unul dintre noi odată, tot trebuie să vă aduceți aminte expresia asta, da? De dacă o să sfârșim careva dintre noi cu Parkinson, Alzheimer sau toate bolile care vin datorită păcatului, tot, trebuie... deci așa de adânc trebuie să fie scris pe creierul tău că dacă doctorul ar putea vreodată să citească singurul gând care îți trece prin cap când voi nebuni sau vei nebuni, să dea Dumnezeu să nu fie așa, singurul gând care să trebuie să treacă prin cap o să fie o singură dată. Și doctorul nu o să știe de ce, dar o să-l informăm noi. O să spunem că tu încă crezi în siguranța mântuirii, chiar dacă nu mai e nimic ca în capul tău. Da? Fii foarte clar. Trebuie să țineți minte expresia asta. El s-a arătat, s-a dus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, dar a spus, inițial a spus că s-a arătat înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Versetul 26 spune că a păcatul. Ce expresii clare! Ce expresii clare! Și acum spune că după ce s-a adus deja jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, adică a noastră, a credincioșilor, a tuturor leșilor lui Dumnezeu, a purtat, este limbajul substituției, limbajul ispășirii, da? limbajul înlocuirii. El a stat în locul meu, a, a purtat păcatul meu, a purtat păcatele noastre, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă Mântuirea celor ce le așteaptă. Deci, oamenii mor și vine judecata, în locul nostru a murit el și pentru noi nu vine judecata, ci vine? Mântuirea. Mântuirea. Ce diferență fundamentală. Eu nu aștept judecata. Și urăsc din temelie, vă spun asta în finalul acestei, acestui mesaj, urăsc din temelie. Sufletul meu urăște cu toată puterea. Cu toată puterea teologia de genul ăsta. Biblia spune că vine judecata. Murim și vine judecata. Acolo am vedea ce s-a întâmplat. Nu este așa. Nu este așa. Domnul Isus Hristos a spus foarte clar înainte să moară. Cine crede în mine are viața veșnică. Și nu vine la judecată ce a trecut din moarte la viață. Tu, frate și soră, tu nu trebuie să aștepți judecata. Aștepți o judecată de răsplătire. Aia este cu totul altceva. E vorbim despre cu totul altceva. Dar tu nu aștepți judecata. E un fel de ortodoxie. Asta e un fel de teologie ortodoxă a mântuirii, care e aplicată la evanghelici. Noi nu ne-am putut scăpa de toate sechelele pe care le-am luat de la ei. Și am făcut așa un fel de talme, balme, și între doctrine neoprotestante sau protestante și doctrine ortodoxe. Ei spun că nu știm dacă suntem mântuiți, vedem la final, și noi am început să spunem și noi așa. Așa spune Biblia că vine judecata. Dacă Biblia spune că vine judecata, noi credem că suntem mântuiți acum. Dar o vedea la judecată ce o fi. Păi ce mântuire aia? Biblia nu spune așa. Biblia spune, da, oamenii necredincioși îi așteaptă judecata. Oamenii credincioși pentru care a murit Hristos, pe ei nu îi așteaptă judecata, ci pe ei îi așteaptă mântuirea. Da? Scriptura vorbește despre mântuire la cele trei timpuri. Am fost mântuiți să ne ducem mântuirea până la capăt și există o fază finală a mântuirii pe care noi nu o avem practic real acum, nu o avem. O avem ca siguranță, ca nedejde. Da? O avem ca nădejde, ca certitudine. Dar nu avem în experiență, practic. Eu nu sunt în cer deja acum cu totul. Eu nu am un trup de slavă acum, da? Eu nu sunt în cerul nou și în pământul nou pe care va domni neprihănirea. Încă nu sunt acolo de fapt, da? De drept, da? Juridic, legal, am lucrul acela, ca certitudine. În nădejdea mea, în sufletul meu. Dar de fapt sunt pe pământul acesta, da? Eu nu aștept judecata, ci eu aștept mântuirea, proslăvirea tuturor copiilor lui Dumnezeu, dintre care sunt și eu. Și asta în baza jertfei Domnului Iisus Hristos. Ce interesant este că autorul leagă în discuția despre nou legământ și jertfa Domnului Iisus Hristos ambele sale veniri. Venirea Domnului Iisus Hristos a doua oară este o consecință inevitabilă, necesară a jertfei sale. El se va întoarce din nou pentru că a făcut ceva în jertfa sa. Ce a făcut în jertfa sa? A mântuit niște oameni. Și se va întoarce din nou pentru acești oameni. Pentru acești oameni. Adică în jertfa Domnului Isus Hristos ți-a fost șterț păcatul și tot în jertfa Domnului Isus Hristos ți-a fost asigurată mântuirea finală, proslăvirea. Ambele sunt certe, sigure, cumpărate prin jertfa Domnului Isus Hristos. El va implica ambele lucruri tuturor acelor pentru care a murit. Pentru ei a șers păcatul, pentru ei se va întoarce a doua oară ca să îi zbăvească și să le dea mântuirea. Citiți în 1 Tesaloniceni, în 2 Tesaloniceni, căci Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos. Ei erau deja mântuiți aia. Dar vorbește despre mântuirea finală, despre ultima fază a mântuirii, despre proslăvirea despre proslăvirea noastră. În final, aș dori să vă dau, să vă dau câteva, câteva, îndemnuri. La schimbarea poate a atitudinilor noastre sau la acțiunea sufletului nostru. În primul rând, în primul rând să nu coborâți niciodată noul legământ din nou la nivelul vechiului legământ. Nu tratați noul legământ ca vechiul legământ, că sunt două chestiuni diferite. Dumnezeu nu ne mai tratează așa. Dumnezeu nu ne mai tratează așa. Hristos nu spune, uite, vă pun înainte, binecuvântarea, blestevul, viața, moartea, ucenicii Domnului Iisus, care sunt reprezentanții temelia bisericii mai târziu, alegeți astăzi, cui vreți să slujiți? Nu spune așa. Spune, știi ce? Eu o să vă scot inima de piatră, eu o să vă dau o inimă de carne, eu o să pun frica de mine în voi ca să nu vă depărtați de mine. Eu o să vă fac să mă cunoașteți toți de la cel mai mic până la mai mare. Eu o să vă șterg păcatele pentru totdeauna și nu o să mai aduc aminte niciodată de ele. Asta spune Dumnezeu. Asta spune Dumnezeu. Da? Nu modificați niciodată structura, constituția noului legământ pentru că asta înseamnă să te jefuiești pe tine însuți. Pe tine însuți de această mare binecuvântare pe care ți-a dat-o ți dat Dumnezeu. În al doilea rând, în al doilea rând, aș vrea să luăm fiecare pentru noi această siguranță care ne este prezentată foarte clar din nou în textul acesta, prezentată peste tot în cartea Evrei, a ștergerii păcatului, a rezolvării acestei mari probleme, mari probleme pe care le avem cu Dumnezeu. A ștergerii păcatului. Să avem o certitudine, o siguranță foarte clară din nou, s-a arătat o singură dată. S-a arătat o singură dată. Și repet, după ce s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul, o singură dată, s-a rezolvat, s-a încheiat, s-a isprăvit. Da? Privește cu ochii sufletului pe capacul ispășirii și vezi acolo stropit de șapte ori, arătându-se jerfa perfectă, completă, suficientă, infinită în valoare a Domnului Isus Hristos. Da? Și în final, haideți să trăim cu această certitudine, cu această nădejde, Că Domnul Iisus Hristos se va întoarce pentru, pentru noi. Nu ca să ne ducă la judecată și să spună, mă, sunteți voi? Ați fost voi vrednici de mântuirea mea? Ați fost voi vrednici de iertarea păcatelor pe care v-am dat-o? să văd. N-am fost, Doamne, n-am fost niciunul. Nu știu dacă voi crezi că sunteți vrednici. Trebuie să studii din nou, din, nou, din, nou, din nou cartea evrei sau textele despre totala depravare. N-am fost, Doamne, vrednici. Nimeni nu o să ne întrebe dacă am fost vrednici. În cer, o să fie un cor uh, uh, imens, da? un cor, cor congregațional, da? deci nu o să fie solo. Înțelegeți ce vreau să spun, da? Care toți vor cânta un singur lucru. Vrednic este... Nu zice, uite, vrednici care au trecut pe la judecata de evaluare, de investigare, să vedem, ai fost vrednic, n-am fost oameni niciun. Toți o să cântăm o veșnicie întreagă cât de nevrednici am fost noi și cât de vrednic este el. Slăvi să fie Domnul Isus Hristos. Închinarea noastră în adunare va fi pură, curată. Mărturisirea păcatelor noastre se va curăți. Va fi clară, limpede. Nu ne vom codi, nu ne vom ascunde păcatele doar dacă avem siguranța aceasta a iertării păcatelor. A ștergerii păcatului. A curățirii păcatului nostru o tadă pentru totdeauna. Dacă n-ai înțeles lucrul ăsta, dacă nu accepti lucrul ăsta, dacă începi să flirtezi cu teologii greșite, doctrine greșite despre mântuire, venite din fundul iadului, de la diavolul, vom perverti închinarea bisericii, vom perverti mărturisirea păcatelor din biserica aceasta, vom perverti relațiile dintre noi, pentru că vom începe să trăim în frică, în temere, vom începe să ne ascundem ca Acan, ca Adam și vom distruge viața acestei biserici. Temelia tuturor lucrurilor pe care le facem ca indivizi, ca biserică, este jerfa încheiată, suficientă, valoroasă, Infinita Domnului nostru Isus Hristos, slăvit să fie mielul. Amin.